Ședința extraordinară a Consiliului Județean din 17 noiembrie a demonstrat, dacă mai era nevoie, că mai marii județului care împart banii puținei unui buget sărac ca și populația acționează cu dispreț față de realitățile cotidiene. Punând prin votul nostru mâna pe pâinea și cuțitul puterii cu care am investit la alegerile locale, aceștia își închipuie că pot să facă cu banul public absolut ceea ce doresc. În ședința de ieri au demonstrat cu prisosință acest lucru referitor la alocarea unei sume uriașe de 10 miliarde de lei vechi pentru organizarea unui târg de Crăciun. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții căsuțe de lemn pentru organizarea de evenimente. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Amendament din partea grupului PNL. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică nu s-a întrunit. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este? Amendamentul a fost la celălalt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Cu 27 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Pentru a nu face notă discordantă, liberalii nemțeni au votat și ei proiectul de hotărâre propus de președintele Arsene, în ciuda faptului că toate amendamentele propuse de opoziție sunt respinse din start de majoritatea formată de PSD, ALDE și PMP. La motivul acestei ședințe, dacă îmi permite să mă exprim așa, a fost acordarea unei sume de bani o asociere în vederea Consiliului Județean, în vederea amenajării târgului de Crăciun din municipiul Piatra Neamț. Da, ce sumă s-a alocat? S-a alocat o sumă de 1 milion de lei. Asta cât înseamnă? Asta cât înseamnă în bani vechi? Că lumea știe mai mult în bani vechi. În bani vechi înseamnă aproximativ dublu sumii care era necesar pentru achiziția vestitului de acum aparat de radiologie de la Roma. Înseamnă vreo 10 miliarde. Așa. Și cum au votat consilierii județeni? Păi la acest proiect am votat în unanimitate pentru demararea acestei investiții, dacă vreți, pentru că până la urma urmei scopul nostru este de a aduce plus valoare turismului nemțean și de a încerca prin asocierile și investițiile pe care le putem genera să aducem cât mai mulți turiști din județ la noi. Motiv pentru care am votat cu toții pentru. Alesul județean a recunoscut faptul că suma alocată pentru organizarea manifestărilor din cele 3 zile de Crăciun este una mare, respectiv de 1 milion de lei noi, adică 10 miliarde de lei vechi, adică dublul sumei necesare achitării celei de-a doua tranșe pentru aparatul de radiologie de la Spitalul Municipal de Urgență din Roman. Acesta susține faptul că are adesea impresia că toată obstinația cu care președintele Ionel Arsene refuză să achite a doua rată a aparatului de radiologie de la Spitalul Roman, care asigură servicii medicale pentru 40% din populația județului în valoare de 482.000 de lei, vine din răzbunarea politică a faptului că la alegerile locale PSD a obținut la Roman un scor rușinos, motiv pentru care populația trebuie să plătească. Cu tristețe, cu mâhnire, că alocând asemenea sume pentru evenimente de genul ăsta, domnul președinte Arsene ar trebui să se uite un pic, să aplece și scrie problemele noastre ale romașcanilor, dar din păcate nu o face. Ce populație deservește spitalul de la Roman și zonă? Doamna Ordean, Spitalul Municipal Roman deservește atât cetățenii municipiului Roman, cât și cetățenii din cele 27 de comuni limitrofi Romanului. Asta înseamnă 70.000 odată la Roman. Undeva în jur de 40% din populația județului Neamț este beneficiată de serviciile acestui spital municipal de urgență de la Roman. În afară de asta, să nu uităm că Romanul se află pe artera europeană E85 și toate accidentele nefericite care au loc în această zonă vin tratate tot la acest centru medical. Am încercat în nenumărate rânduri în calitate de ales județean din partea acestei zone, să înduplec, dacă se poate spune așa, pe domnul președinte Arsenie, să binevoiască, să finalizeze această investiție a aparatului de radiologie,
Din păcate, dumnealui, nu știu, o ia ca pe o răzbunare personală, în sensul că partidul din care face parte dumnealui, și anume Partidul Social Democrat, a obținut un scor rușinos, dacă se poate spune, în această zonă și de aceea, nu știu, eu personal cred că o ia ca pe o răzbunare. Consilierul liberal susține că lunar către Spitalul Județean aflat în subordinea Consiliului Județean Neamț merg din buget miliarde de lei. Merg sume foarte mari, merg sume de ordinul zecilor de miliarde și... Am să mă folosesc, dacă îmi permiteți, de această ocazie să transmit tuturor cetățenilor din această zonă că am făcut toate demersurile care mi-au stat mie la îndemână, ca să spun așa, în calitate de consilier județean, atrăgând atenția și făcând amendamente la fiecare rectificare bugetară și la fiecare ședință de consiliu județean pentru alocarea acestei sume către Spitalul Municipal Roman. Din păcate însă ne izbim de un refuz total de săvârșit categoric a domnului Arsenie. Domnul Arsenie, nu este și președintele al nostru, al romașcanilor? Acolo nu sunt și banii noștri ai romașcanilor? Din ce este constituit bugetul acesta? Aveți perfectă dreptate, doar că v-am spus, realitatea stă așa cum v-am... Bun, cum poate să dispună discreționar această majoritate din Consiliul Județean de banul județului fără să-l intereseze sănătatea în condițiile foarte în care... Simplu, foarte simplu, v-am spus, toate amendamentele cu care venim noi, sarcastic chiar, cu... Nu știu cum să vă spun, ne le supune la vot, automat noi nu ne bucurăm de o majoritate, pică după care proiectul este din nou... supus la vot în forma inițială, noi rămânând, nu știu, dacă se poate spune, cu ochii în soare. Consilierul liberal consideră că nici atitudinea față de presa locală din Roman nu este una prea prietenoasă. Am observat, într-adevăr, cu tristețe, lipsa totală a presei de la Roma și din zona Roma la ședințele noastre de Consiliul Județean, pentru că mi s-ar fi părut normal ca dumneavoastră, în calitate de presă, a patra putere de stat, să puteți prelua mesajele pe care le transmitem noi. Liberalii nemțeni atrag atenția publică asupra derapajelor democratice ale majorității din Consiliul Județean, care împarte banii județului numai în funcție de interesele sale politice și nu în raport cu nevoile reale ale populației, din taxele și impozitele cărora este constituit bugetul județului. Din suma de 1 milion alocată pentru organizarea târgului de Crăciun, peste 550.000 de lei vor fi destinați construirii a 38 de căsuțe din lemn.